Promovat bacul în iunie. Astăzi începe noua sesiune a examenului. Gradul de dificultate va fi la fel ca cel de la prima sesiune. Regulile privind frauda nu s-au schimbat, iar profesorilor li s-a cerut vigilență maximă. Vasile Marcu se află și el la un liceu din capitală. Vasile, bună dimineața! Ce probă vor susține astăzi elevii? Bună dimineața, astăzi susțin proba orală la limba română. Sunt 110.000 de elevi care sunt înscriși în cea de-a doua sesiune a bacalaureatului. Astăzi, spre exemplu, la română dau doar 10.000 în toată țara, însă în București sunt mai puțin de 1.000. Până la începutul lunii septembrie se întind probele orale și cele scrise, iar pe 4 septembrie vor fi depuse contestațiile. Vasile, îți mulțumim.